am mai așezat cu speranța că vor mai veni și ceilalți colegi. Cred că nu. Ședința a fost convocată în conformitate cu prevederile articolului 92 din alineatul 2 din legea administrației publice locale, numărul 215 din 2001. A fost comunicată în termenul prevăzut de lege consilierilor și a dus la cunoștință publică prin publicarea în ziarul deșertare. La ședință, din totalul de 37 de consilieri de zi în funcție, sunt prezenți 26. Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările. Având în vedere problemele de la ordinea de zi, la ședință a fost invitat să participe directorii executivi, ai directorului aparatului de specialitate, reprezentanții mass media, iar pentru ședința de astăzi, ordinea de zi este următoarea. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 13/3/2019, la punctul 1. La punctul 2, proiect de hotărâre privind repartizarea comunității administrativ-teritoriale a sumelor prevăzute la articolul 4, litera C, articolul 6, alineatul 2 și alineatul 6 din legea bugetului de stat pe anul 2019, iar la punctul al 3-lea, proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare încheiată între Județul Bacău, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău și reprezentanța UNICEF în România. La punctul 4, dacă sunt diverse, dacă sunt proiecte, propuneri. Dacă nu, vă spun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Trecem la punctul 1 din ordinea de zi și dau cuvântul doamnei secretar, doamna Saterina Cătălenă, pentru a supune spre aprobare procesului verbal al ședinței anterioare. Potrivit prevederilor legii administrației publice locale, publicată cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere dispozițiile menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 13 martie 2019. Vă spun la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri. Unanimitate. Trecem la punctul al doilea. La proiectul de hotărâre privind repartizarea comunității administrativ-teritoriale a sumelor prevăzute la articolul 4, litera C, articolul 6, alineatul 2 și alineatul 6, din legea bugetului de stat pe anul 2019 și dau cuvântul doamnei director Mitrea. Mulțumesc. În anul 2019, prin derogare la prevederile din legea nr. 973/2006 privind finanțele publice locale, din impozitul pe venit estimat încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, conform articolului 6 din legea bugetului de stat pe anul 2019, se repartizează în următoare de cote: 15% la bugetul local al județului, 60% la bugetele locale comunelor, orașelor, municipiilor, al căror teritorii desfășoară activitatea de resurse de impozit pe venit, 16,5% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor și 7,5% în limita sumă de 28.492 lei, un fond la dispoziția Consiliului Județean. Conform articolului 6, alineatul 6, colaborat cu alineatul 11 în legea bugetului de stat pe anul 2019, suma corespunzătoare cotei cu 17,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor se repartizează prin hotărâre a Consiliului Județean cu asistență tehnică de specialitate a administrațiilor județene ale finanțelor publice în termen de 7 zile de la publicarea legii și se va comunica administrațiilor județene ale finanțelor publice și unităților administrativ-teritoriale în termen de 3 zile de la adoptarea hotărârii. În acest sens, a AJPP Bacău ne-a transmis electronic în vederea repartizării acestor sume, modelul de calcul, nivelul minim al impozitului pe venit estimat la nivelul județului pentru anul 2019 și nivelul estimat al veniturilor proprii ale unităților administrativ-teritoriale de pe teritoriul județului Bacău. Conform articolului 6, alineatul 6 din legea bugetului de stat pe anul 2019, suma corespunzătoare cotei de 17,5% din impozitul pe venit se repartizează bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, în completarea veniturilor proprii, proporțional cu necesarul stabilit pe totalul județ pentru asigurarea unui buget de funcționare, cum urmează 450 de lei pe locuitor pe an pentru județe, dar nu mai mult de 275 de milioane de lei pe an pe județ, nu mai puțin de 12 milioane de lei pe an pe municipiu, nu mai puțin de 6 milioane de lei pe an pe oraș și 1000 de lei de locuitor pe an pentru comune, dar nu mai puțin de 2 milioane de lei pe an pe comună. Repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale a cotelor din impozitul pe venit alocate direct, în sumă totală de 288.837 lei, a cotei de 17,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în sumă totală de 67.392 lei, a sumelor defalcate din TVA acordată cu această destinație, potrivit anexei 97 la legea bugetului de stat, pentru județul Bacău, în suma totală de 439.140 lei, este prezentată în anexa 1 la proiectul de hotărâre. Conform prevederilor articolului 6, alineatul 2 din legea privind bugetul de stat la anul 2019, suma corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, în limita sumei de 28.492 lei, se constituie într-un fond la dispoziția Consiliului Județean. Acest fond se repartizează integral pe unități administrativ-teritoriale prin hotărârea Consiliului Județean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită o finanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din venitul proprii și din sume de faltate din unitatea pe valoarea totală pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizarea sumei de 28.492 de lei pe unități administrativ-teritoriale este prezentată în anexa numărul 2 la proiectul de hotărâre. De asemenea, în conformitate cu prevederile articolului 4, litera C, în legea privind bugetul de stat la anul 2019, suma destinată finanțării cheltuielor privind drumurile județene și comunale, repartizată pentru județul Bacău, este în total de 12.514.000 lei. Repartizarea sumei de unități administrativ-teritoriale este prezentată la anexa numărul 3 la proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. Am două lucruri de spus. Ședința de astăzi s-a luat în urma unei consultări pe care am avut-o cu primarii Oatelurilor. Ei ne-au răspuns, din păcate, o parte, inclusiv bine. Trebuie să fim realiști că acești bani, aceste sume, sunt sume istorice pentru Oatelurile noastre. Consiliul Județean a luat hotărârea ca pentru drumuri să nu se păstreze bani pentru bugetul Consiliului Județean, ci toată suma să fie alocată Oatelurilor. Este pentru prima dată când s-a luat această hotărâre, pentru că primarii au nevoie de aceste sume. Trebuie să fim conștienți de faptul că sunt foarte multe proiecte pe PNL, pe GAL, pe AFIR, ce au nevoie de cofinanțare. Sumele cerute de domnii primari sunt de 7 ori, de 10 ori, de 12 ori. Unele sunt sume reale, altele sunt sume care nu pot fi argumentate legal, demonstrate. Majoritatea localităților au un buget efectiv mai mare de 3 sau 4 ori față de bugetele distribuite de alte guvernări. E clar, e limpede de faptul că aceste proiecte se datorează și programul de guvernare pe ultimii 2 ani a guvernului PSD-AL. Dacă dumneavoastră aveți de făcut amendamente, vă rog. Stimați colegi, din partea grupului consilierilor județeneale, vreau să propun un amendament la articolul 5, care face referire la anexa numărul 3. Aș vrea să scădem niște sume de la niște comune, deci, repet, la anexa 3. De la Comuna Plămienești aș vrea să scădem 40.000 de lei. De la Comuna Filipești 40.000 de lei. De la Comuna Telegiu 60.000 de lei. De la Comuna Horgești 40.000 de lei. Și de la Comuna Secuieni 40.000 de lei. Toate aceste cifre adunate fac suma de 220.000 de lei, care aș vrea să-i punem la Comuna Berzunți. Mulțumesc! Vă supun spre adoptarea acestui amendament. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? O abținere? Măsurare. Nici nu știu ce. Dar noi... Dacă mai sunt alte amendamente, domnul Teanu. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, nu e greu de sesizat faptul că nu sunt decât eu, dintre consilierii liberali. Absența colegilor mei este o formă de a protesta pentru felul în care an de an se elaborează acest buget, mai exact cum se atribuie sumele din costurile pagate. Iarăși aceleași discrepanțe uriașe, raport de mărime între sumele alocate la primăriile liberale și primăriile pesediste este uriaș. Vă dau un exemplu, acesta este cel extrem, Izvorul Berheciului primește 5.000 de lei. 5.000 s-au zis. Cât un salariu de bugetar mai ierarhii, mai sus. Iar Ortean primește 615.000 de lei. Ai spune că nu trebuie dat Berheciului pentru că e o activitate economică acolo, intensă, au venituri din alte surse. Nu, este una dintre comunii cele mai sărace, iar Ortean una dintre comunii cele mai bogate. Nu avem nimic împotrivă să primească și comunii bogate, dar nu putem să-i lăsăm pe cei care au probleme reale. Chiar nu își asigură cheltuielile funcționale, să-i lăsăm fără finanțare. De aceea protestează liberalii. Totuși, nu putem să lăsăm pe primarii noștri, încercăm să-i ajutăm, venim cu un amendament care pleacă chiar din legea bugetului de stat. Vă citesc articolul 6, alineatul 2. Suma corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019 se repartizează, subliniez, în mod egal județelor, în limita sumei de 28.492 de lei. Deci dacă inițiatorul legii, guvernul și legiuitorul au avut înțelegerea și înțelepciunea de a da în mod egal sumele tuturor județelor, la fel cum a dat Clujului, i-a dat și în acest județ vezi Ortean, era și Vaslui, și județul Iucea, și județul Seraș. Pentru că nevoile sunt mari peste tot. Dar au gândit că trebuie un echilibru. Trebuie să nu existe disensiuni pe comunități. În același mod, propunem și noi ca suma de 28.492.000 de lei să fie distribuită în mod egal între cele 93 de unități administrativ-teritoriale și atunci ar reieși o sumă de 306.365 de lei pentru fiecare comunitate. Cred că nu a derajat pe nimeni. M-a spus cel care are 300.000 de lei, avea primit o sumă. Iar cel care are 5.000 de lei, a primit o sumă consistentă, care i-a permite să funcționeze în condiții civilizate normale. Acesta este argumentul Partidului Național Liberal. Mulțumesc! Domnul Ortean, mă surprindeți. Eu am crezut că absența colegilor dumneavoastră se datorează faptului că sunt mulțumiți de sume primite. Dumneavoastră ați spus de șvorbeliciuri, cifre, nu de faptul că ei nu își asigură cheltuielile funcționale. Vă spun cifre. 2016, buget alocat de către Guvernul Cioloș, susținut de PNL, din sferul beneficiului, pentru funcționare, investiții, 7.910 milioane. Buget alocat de Guvernul PSD-ALDE, 2019. 21 de miliarde. În afară de ce alocăm noi acum pe 17,5%, în afară de 500 de milioane alocat 7,5%, în afară de 449.000 de lei, 490 de la pentru drumuri. Deci, dacă mai veniți cu astfel de informații false, vă rog frumos să vă, nu știu, să vă repliați. Date concrete de la trezorerie, de la finanță. Acești bani nu-i asigură Guvernul. Sunt așteptați prin lege, cu votul Guvernului, cu votul Parlamentului. Este legea care a primit bani, nu Guvernul. Cu votul Parlamentului. Eu vorbeam de bani care i-a primit Consiliul Județean. Condus de PSD-A. Nu vorbesc de bani care i-a primit Consiliul Județean. Iar acest amendament dumneavoastră, făcut de dumneavoastră, de împărțire egală, nu poate fi susținut, pentru că nevoile sunt diferite. Și eu am considerat doar numărul de populație. Nu pot să dau egal izvorul Berheciului, care are 1.500 de locuitori, mai exact 1.645, să-i dau exact la fel ca la Comănești, tot o localitate condusă PNL, cu 23.000 de locuitori. Nu pot să împart așa. Nu este corect față de primar. Iar cât privește prezența dumneavoastră aici ca și purtător de cuvânt, nu știu, lider, e cam nefericită. Și nu mă faceți să vă spune ce e nefericit. Dacă mai sunt și alte amendamente, trebuie să țineți cont de faptul că pentru fiecare localitate, pentru fiecare județ, acest buget este unul istoric. Și este clar, sunt cifre reale recunoscute de către toți. Că nu vreți dumneavoastră, că nu vor să recunoască colegii dumneavoastră, vă spun eu că colegii dumneavoastră primari recunosc asta. Sunt cifre corecte, concrete și vă dau la ce comună PNL vreți dumneavoastră. 2016 față de 2019. Sunt de 3 ori și chiar de 4 ori mai mari. Dacă nu mai sunt alte amendamente, vă supun la vot amendamentul domnului Ortean. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Două abțineri. Domnul Zoranu și doamna Sergă. Hotărârea a fost aprobată cu primul amendament. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea comunității administrative teritoriale a sumelor prevăzute la articolul 4 de la C, articolul 6, alineatul 2 și alineatul 6 din legea bugetului de stat pe anul 2019. Cu amendamentul făcut de domnul Popescu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu abținere? Trecem la punctul al treilea. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare încheiată de Județul Bacău, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău și reprezentanța UNICEF în România. Ținând cont de rezultatul deosebit obținut în ultimii 4 ani, în cadrul proiectului demonstrativ Incluziune Socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității, reprezentanța la UNICEF în România, prin adrese înregistrate la Consilul Județean Bacău sub numărul de 5707 din 23/2019, a propus încheierea unei convenții de colaborare cu Județul Bacău, Inspectoratul Școlar Județean Bacău și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău. Prin convenția de colaborare, părțile vor participa la implementarea proiectelor România Crește cu Tine și Educația Inclusivă de Calitate. Facilitarea tranziției de la școală gimnazială la liceu. Aceste două proiecte, România Crește cu Tine și Educația Inclusivă de Calitate, facilitarea tranziției de la școală gimnazială la liceu, se vor derula pe perioada martie 2019-iunie 2022. Aceste proiecte vizează testarea unor modele de intervenție privind promovarea educației inclusive de calitate prin susținerea intervențiilor integrate axate pe copilăria timpurie și dezvoltarea unor strategii și planuri de acțiune ce vizează copiii cu vârstă de la 0 la 6 ani și facilitarea tranziției de la școala gimnazială la liceu la nivelul unităților de învățământ preuniversitar selectate de pe raza județului Bacău. Ambele proiecte vor fi susținute tehnic și financiar de reprezentanța UNICEF în România și sunt implementate cu sprijinul tehnic și administrativ al autorităților și instituțiilor publice județene și al autorităților publice de la nivel local. Având în vedere cele prezentate, supune spre adoptare proiectul de hotărâre prin aprobarea Convenției de colaborare încheiată între județul Bacău, Inspectoratul Școlar Bacău, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău și reprezentanța UNICEF în România. Dacă sunt intervenții, doamna... Da, foarte pe scurt, aș vrea să informez faptul că, făcând parte din Consiliul de Administrație la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, cunosc bine modul în care s-a implementat proiectul demonstrativ timp de 4 ani în județul Bacău, de către Inspectoratul Școlar și Centrul Județean de Resurse, împreună cu reprezentanța UNICEF, și apreciez faptul că acest proiect demonstrativ stă la baza celor 2 proiecte care urmează să le aprobăm astăzi pentru următoarea perioadă de 46 de luni. Finalitatea acestor 2 proiecte pe care le-a prezentat și domnul vicepreședinte au drept scop reducerea abandonului școlar în județul Bacău și, în general, abandonul școlar, pentru că, la nivelul țării, abandonul școlar este foarte mare în România, peste media europeană. Dacă La nivel european, media de abandon școlar este 14%. România se află pe locul 3, după Spania și Malta, cu 18%. De aceea, orice acțiune, așa cum este și această acțiune UNICEF, este binevenită și cred că toți factorii care pot să contribuie la reducerea abandonului școlar trebuie să se implice în acest scop. Abandonul școlar este mai mare în județul Bacău, poate chiar decât la nivelul țării, și mult mai mare în mediul rural decât în mediul urban. De aceea, cred că trebuie să facem mult mai mult pentru diminuarea abandonului școlar, pentru că acei copii, acei tineri care părăsesc școala înainte de terminarea cursurilor sunt supuși mai mult marginalizării și în felul acesta și sărăcie, de fapt. De aceea, cred eu că și noi trebuie să ne implicăm mai mult. Și în încheiere, vreau să apreciez modul în care Inspectoratul Școlar și Centrul Județean de Resurse s-au implicat în implementarea acestui proiect demonstrativ și îmi exprim convingerea că, în continuare, cele două proiecte vor avea succes în județul Bacău. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru această completare. Vă supun la vot. Cine este pentru? Împotriva? Nu-i mai toată lumea. Abține? Majoritate? Dacă nu mai sunt intervenții... Cea mai tare. Vă mulțumim. La diverse, o singură chestiune. Nu te-ai scris, nu te-ai scris. Deci vreau să-i transmitem multă sănătate, succese colegului nostru, consilier, domnul Șovar, în noua funcție care este la nivel de Moldova.